Salutare, Normis, numele meu este Azurac și bine am revenit pe Inim de Fier 4 și anume pe modul Noua Ordine Mondială, unde să continuăm campania cu Uniunea Sovietică sau cum este aici, Frontul Vest Revoluțional Rusesc, unde avem misiunea de a unifica Rusia și bineînțeles să avem grijă la Top of his head. cap de ou ce face, deoarece ne poate ataca oricând. Și am deblocat și ultimul focus pentru această facțiune și sper să fie ultimul focus, să verificăm. Da, sau nu, văd că ne dă niște evenimente dacă ducem la capăt. Oricum, prin acest focus va trebui să reformăm Uniunea Sovietică dacă ne ducem pe rutele vechi, adică menținem regimul care era dinainte sau începem să democratizăm Uniunea. Și cum suntem vai de pula noastră, adică doar uite-te la noi, o să avem nevoie de ajutorul americanilor pentru a ieși din această situație nu tocmai plăcută. Deci, da, în acest univers, Uniunea Sovietică va colabora cu Statele Unite ale Americii pentru a înfrânge bestia nazistă și zic caracatița japoneză, deoarece și ei ne controlează niște teritorii pe care le vrem înapoi. Și odată cu apariția noului focus avem și o nouă mecanică care va determina viitorul Uniunii Sovietice, deoarece avem trei candidați principali. Primul și anume domnul Sergei, care vrea să menține de status quo, adică vrea o Uniune Sovietică cum era și înainte. Îl avem după aia pe domnul Nicolai, care vrea o Uniune Sovietică cu o economie centralizată, dar să existe democrație. Și ultimul avem pe Alexander, care vrea o reformă totală a Uniunii, adică să avem capitalism, privatizări limitate, free market, etc. Și democrație, bineînțeles. Interesant, acum văd că Italia își crește sfera de influență și acum România este un asociat în ghilimele al Italiei, cum este și Ungaria. Și apropo, acum Italia a devenit o democrație. Acum nu știu cum s-a ajuns la asta, probabil au fost niște proteste interne, liderul Italiei fasciste a renunțat și na, avem acum noi politicieni cu noi viziuni, etc. Firar și mai multe dibafori. Și dacă vă întrebați ce s-a întâmplat, am renunțat la economia de război și trecem la o economie sau tranziționăm către o economie de consum, numai că tranziția asta a fost foarte rapidă și acum avem debuff-ul respectiv. Și acum a venit timpul să deschidem primele relații diplomatice cu Statele Unite ale Americii, deoarece avem nevoie de garanția lor. Da, felicitări. Hai că chiar nu a distrus barajul la tot ecosistemul Marii Mediterane. Super! Și acum suntem recunoscuți ca guvernul legitim rusesc și acum rămâne doar să scăpăm de celelalte warlord-uri ilegitime din Rusia, deoarece, bineînțeles, noi suntem singurii care au dreptul de a guverna pe acest teritoriu. Ah, da, stai că acum o să urmeze o perioadă frumoasă și extrem de haotică pentru Africa, unde o să avem nu știu câte războaie civile. Ah, da, și apropo, aparent Germania a rămas cu o colonie și aparent e condusă de un pirat. Super, și mai mult haos, dar acum este vorba despre zona Caucazului, unde autoritatea germană nu prea se simte foarte bine. Oh nu, asta nu-i bine deloc, deoarece Mr. Cap de Ou s-a decis să atace regiunea asta rusească, ceea ce înseamnă că după aia o să aibă graniță direct cu noi și cel mai probabil o să înceapă iarăși bombardarea Rusiei. Deci avem nevoie de garantarea americanilor neapărat aici. Da, invazia a durat doar câteva săptămâni și imediat au recreat Reichskomisariatul Moscovei și parcă n-ar fi rău să ne protejăm acum granița împotriva Axei sau cum e acum The Unity Pact.
Am ajuns la ultimul focus pentru politica internă și a venit timpul să democratizăm Uniunea, unde o să avem niște schimbări majore și o să primim și un eveniment în legătură cu acest lucru. Ok, avem și noua Constituție, dar din păcate nu putem să o punem în aplicare, deoarece mai întâi va trebui să unificăm toată Rusia și apoi ne ocupăm de această treabă. Dar hei, măcar acum putem să ne extindem. Ce zic că a venit timpul să scăpăm odată de rivalii noștri din Siberia și să reinstaurăm dominația sovietică peste ei. Trebuie să ne mișcăm mai repede, deoarece aparent guvernul ilegitim sovietic din Est ne-a luat-o înainte, dar lasă, nu mai avem mult până la invazie, trebuie să ajungem la 75% și dacă completez această decizie primesc încă 20%, deci după asta urmează invazia. Înaintați și fără milă! Ia să ne facem și un insert, că încă tot avem motorizate, nu, pe aici, pe aici, pe aici. Hai că până la urmă am prins ceva aici, numai că trebuie să facem rost de organizare ca să-i scoatem. O să dureze ceva până îi capitulăm pe ăștia, așa că dacă nu vrem să ne plictisim, putem oricând să ne jucăm Tetris. Cum dracu funcționește asta? Așa. Așa, și următoarea. Stai. Așa puțin țin. Și mă, repede, stai. Da, nu prea mă pricep la joc. Da, mersi mult. Da, să ne întoarcem pe Inim de Fier 4 mai bine. Se putea să nu intrăm în anii 70 fără surprize și această criză ne-a dus și acest minunat National Spirit care o să ajute foarte mult. Dar stai, hei, pe mine nu mă afectează criza asta, deoarece lumea apare aici. Plus că suntem Rusia și cred că deja bem ulei. Nu trebuie să ne stresăm cu cel din Asia Mijlocie. A durat ceva războiul ăsta, da? Până la urmă, i-am capitulat și pe ăștia și acum Rusia este împărțită între două facțiuni comuniste. Dar hei, măcar la decizii merge să reunificăm Rusia. Stai puțin că era doar prima etapă. Avem mai mulți pași de făcut până reușim să unificăm tot teritoriul. Și până la urmă mai primim și un alt focus 3. Dar înainte de a ne pregăti de reunificare, mai întâi să scăpăm de restul warlordurilor care nu vor să fie de partea noastră, bineînțeles prin minunata decizie de a îi invada. Frumos, acum ne aflăm în perioada minunată în care Asia Mijlocie și o parte din Africa, dacă e să inclui și Egiptul, vor fi conduse de minunatele dictaturi militare și am impresia că și Irak va fi la fel după ce se va termina războiul civil de aici, în care, bineînțeles, avem nu știu câte facțiuni. Fiu, ce mă panicase la un moment dat, deoarece uitase încă la decizia de a ataca facțiunile sudice. Am avut impresia că mă atacă celălalt guvern sovietic și că nu eram pregătit. Gata și cu problema sudică și după decizia respectivă care trebuie să dau mai sus, să vă arăt, bla bla bla, putem să începem procesul de unificare pe data de 1 ianuarie 1971, deci mai avem de așteptat aproximativ un an. Din păcate, sovieticii siberieni nu vor unificare, așa că vom avea o luptă dintre Armata Roșie și NKVD sau KGB. Da, cred că au rămas la denumirea veche de NKVD în această lume. Dar îmi place că la NKVD am zis varianta românească care NKVD, normal în engleză se pronunță NKVD, și la KGB am zis KGB, în fine, am combinat engleza cu româna. Și acum trebuie să ducem până la capăt lupta pentru unificare și apoi, hei, am recreat Uniunea Sovietică și aparent Italia se duce pe bombe nucleare. Lovitură grea pentru Germania și acum alianța Americii s-a extins și în Europa. Facțiunea NKVD-ului a pierdut așa de mulți oameni încât aparent au început să redispară diviziile și în curând o să rămână cu zero, ceea ce o să însemne că o să circulăm fără stres în Siberia. Yep, așa cum credeam. Zero oameni. Gata cu războiul, ceea ce înseamnă că am reușit să unificăm
toată Rusia și a trebuit să avem ceva la decizii, în afară de a integra toate teritoriile astea. Ia uite, click, frumos, am apărut și la știri, fac acum se vede butonul. Și muzicuță. Așa, gata, eveniment muzical ajunge. Și să înțeleg că am ajuns pe la final. Mersi mult, jocule. Avem ceva focus pe aici? Nu, da, asta a fost tot. Și presupun că acesta a fost și videoclipul, deoarece cât de mult aș fi vrut să atac comisariatul Moscovei, din păcate jocul nu mă lasă să justific pe ei, deci sunt blocat. Dar hei, măcar am reușit să recrez Uniunea Sovietică. Și acum întrebarea mea este când punem în aplicare noua Constituție. De fapt, stai că am primit eventul ăla în care când eliberăm Moscova și Leningrad și da, nu o să se întâmple asta prea curând. În fine, ne vedem data viitoare. Eu am fost Azurax. Salut!